Vlad Zografii. Supraviețuire Fragment M-am gândit. Ca să derulez timpul înapoi, în fizică e suficient să-l transform pe T în minus T. Foarte simplu. Dacă îl pui în ecuație pe minus T în locul lui T, obții exact aceeași soluție. Lumea pare să arate la fel indiferent cum curge timpul, înainte sau înapoi. Dar ști că nu-i tot una. N-ai văzut niciodată cioburile să de pe ciment în mâna ta ca să recompună paharul? Particulele de cerneală din apa albăstruie unindu-se, intrând în rezervorul sepiei și lăsând apa curată. Brânza transformată din nou în lapte, cenușa reconstituind lemnele din sobă. Nu în tinerești. Râmele nu învie, nici muștele, nici șoareci. Ecuațiile spun numai o parte a poveștii. În lumea noastră, timpul e irreversibil. M-am gândit ce s-ar întâmpla dacă timpul ar fi totuși reversibil. Dacă te putea oricând întoarce la momentele anterioare pentru a schimba cursul evenimentelor. Nu sunt primul, tuturor le-a trecut asta prin cap, pentru că ajungem să regretăm unele hotărâri și am vrea să dăm timpul înapoi. De fapt, regretăm aproape toate hotărârile de care suntem conștienți. Ni se pare mereu că au existat variante mai bune, de care n-am profitat, am ratat de puțin o viață mai frumoasă. Sau drumul greșit a început cu mult timp în urmă. E imposibil să ne dăm seama unde ne-ar fi dus o schimbare minusculă în trecutul îndepărtat. Șirul evenimentelor ar fi arătat altfel. Altul ar fi fost peisajul în jurul nostru. Am fi întâlnit alți oameni. Am fi trăit cu totul altă viață. În fine, sunt perfect conștient de banalitatea ideii. Și m-am gândit că cineva, să-i zicem Omega, ar putea da timpul înapoi, după bunul lui plac e nemulțumit ca noi toți de situația în care se află. Să numim A. Situația A a fost generată de o hotărâre anterioară luată în situația B. Ar coboră atunci în timp până în punctul B și ar încerca alte variante A1, A2, A3. Unele s-ar putea să îi se pară mai bune, dar consecințele lor riscă să se dovedească a fi în cele din urmă mai rele. Esențial e faptul că Omega nu suferă din cauza acestor consecințe pentru că se poate întoarce oricând în punctul B. După ce s-a plictisit să încerce variantele pentru A, și-a dat seama că situația B, cea care a generat-o pe A, fusese generată la rândul ei de o alegere anterioară, făcută în situația C, și s-ar întoarce în punctul C pentru a încerca alte variante B1, B2, B3, și tot așa. Ar putea ajunge până în momentul nașterii, călătorind la nesfârșit printr-un arbore uriaș de variante. Oricum, asupra lui timpul n-ar avea efect și Omega n-ar suporta nicio consecință. Dar mai apare o problemă. E foarte greu de estimat cât de bune, frumoase, utile, promițătoare sunt variantele deja încercate, pentru că subiectivitatea lui Omega, sau mai bine zis personalitatea lui, singura instanță capabilă să le estimeze, singura care posedă criterii de judecată, senzații și gust estetic, e viciată de absența consecințelor. În plus, fiind în număr practic nelimitat, variantele neîncercate par mai tentante. Omega ar rămâne prizonierul arborelui posibilităților pe care le are la dispoziție. Ar trăi într-o permanentă plictiseală, excitată. S-ar imbeciliza. Ar regresa până la stadiul de bebeluș isteric, nesupus vreunei constrângeri. Sau s-ar automatiza. Ar semăna cu acele personaje din jocurile video care, dacă își pierd numărul inițial de vieți, pot fi înviate reset în jocul. Numai că ele nu există în realitate. Dizolvându-și orice existență, și Omega ar înceta să existe. Ar fi nimeni. Asta dacă timpul ar fi reversibil. Experimentul meu mental dovedește că suntem produsul irreversibilității timpului, variabilă din fericire în lumea reală. O concluzie logică: nu găsesc nicio fisură în raționament. Căpătăm consistență grație irreversibilității timpului. Dar irreversibilitatea timpului înseamnă că paharele rămân sparte cerneala sepiei se dizolvă pentru totdeauna în apă. Cenușa nu se transformă la loc în lemn. Brânza nu devine lapte. Nu întinerim. Morim împreună cu râmele, muștele și șoarecii. Prin urmare, suntem copiii morții. Am notat ideea asta în vechiul caiet cu paradoxuri.